orașul Zlatna în România la mici dimensiuni. Cândva un centru industrial puternic, monoindustrial, specializat în metalurgia metalelor neferoase. Astăzi, ruină și-o reprofilă. Industriașii anului 1747, care pun pentru prima dată bazele industriei metalurgice neferoase în Zlatna, nu se gândeau că după 263 de ani, în această zonă, promotorii liberalismului aduc industria în faliment. Dar când a fost construit? În 60-61 a făcut metalurgia nouă. A fost un cuptor ăsta lângă calea, lângă Tosea. Deci, în uzină, în cită. Acum e o pădire mare acolo unde a fost. Cuptor de 40 metri pătrat și acolo topeau minereul ce l-aduceau de la mină, de la, era săcărâmul de Deva, era de Vaia de Ariez, de Albini și de acolo scoteau arama, topeau și făceau calupuri, băgau un convertizor aici și topeau și rafinau și scoteau cupuri de 90 ceva la sută cupuri. Puritate? Da. 90? Da. Și de aici se trimiteau la fals Baia Mare pe vremuri și se trăgea în tui. Acum au făcut după aia prin 70 și ceva, au făcut electroliză aici și trăgea aici tuile alea de electroliză de un milimetru, de doi, de, mă rog, nu știu. Eu am lucrat aici la cuptorul ăsta, era fabrica de acid. Și asta producea dioxid de sulf, trioxid de sulf, care îi transforma în acid sulfuric. Și câți oameni lucrau atunci aici? Păi acum când au făcut combinatul ăla la jos, ultimul, a fost până la 3.000 de salariați. Că păi nu a mers, a făcut hornul ăla acolo, ăla ducea gazul până pe Abru, pe Blaj, pe Aiud. Și Alba. Și Alba, bineînțeles. Dar e adevărat, eu am auzit la radio, spunea un inginer că acolo a fost o instalație care nu mai polua. Au făcut o instalație sus, scoate sus numai aer și... Canalul ăla se vede de aici, pleca de aici, de la cuptorul ăla de prăjire și convertizare și mergea. Acum o dărâma canalul, lângă stația de benzină era și un canal și mergea până acolo la Horn. No, și pe gazele mergeau la Horn și nu le mai simțeai chiar așa în uzină. Aici, în uzină. Da, dar eu stăteam pe Valea Morilor, pe altă stradă acolo. Am locuit, am stat în centru la bloc, apoi Bonie trecea. Gazul așa pe sus, în jos era iarbă, urzici, era o arsă, așa porțiune de 6, 8, 10, 15, 20 de metri, pe cum vinea gaz. Cât ce înălțime are ăla? Ăla trebuie aibă vreo 220. În sfârșit peste 200, dar peste nu. Această cochetă clădire, care acum este o ruină, înainte era cantina, care oferea mâncare celor aproape 3.000 de salariați care lucrau la combinatul siderurgic din Zlatna. Dacă în urmă cu 20 și ceva de ani, accesul în această zonă era restrâns, întrucât existau secțiile de electroliză și secțiile prin care se rafina nămolul ce conținea aur și metale neferoase, astăzi accesul este liber, atât pentru câinii vagabonzi, cât și pentru turiști. La construcția acestor uzine, în anii 70-80, au contribuit salariații de atunci cu o cotă parte din salariu pentru fondul de pensii. Aceste investiții au devenit niște active ale economiei naționale, care trebuiau, după 20-30 de ani de viață activă, să confere cotizanților o pensie pentru când treceau în viața pasivă, adică pensionari. Pensionarii zilei de astăzi nu se bucură sub nicio formă de roadele și profiturile investițiilor care le-au făcut statul român în acea perioadă în obiectivele economice. La ora actuală,
industria a fost privatizată sau a fost lăsată în declin, a ajuns doar mormane de fier vechi și de molos, nemai producând, nu mai poate să autosusțină pensiile celor care au cotizat pentru a o ridica. În acest context, pensionarii de astăzi devin o povară pentru statul român și nu în ultimul rând, pentru populația activă, care este de 4-5 ori mai puțină decât pensionarii. La data privatizării, aceste active trebuiau date unor fonduri de investiții care să le gestioneze, iar banii din privatizare să fie reinvestiți, astfel încât pensionarii din ziua de astăzi să se bucure de pensii, din fructele propriilor investiții. Bineînțeles, făcute și într-un sistem centralizat, socialist, cum era atunci. Nu poate fi vorba de nostalgie, doar de obiectivitate. Aceste active, aceste valori în terenuri ar trebui administrate mai eficient de comunitatea locală și, de ce nu, în ultimul rând, prin crearea unui parc industrial serios, să fie în sprijinul comunității. Acum se crește un de-a face. Așa se